Proiectul a ajuns deja la a doua sesiune de informare a cetățenilor, ONG-urilor și a presei și a început în luna octombrie. În luna noiembrie fiind programate o serie de acțiuni și în județul Giurgiu, municipiul nostru fiind vizat alături de alte 6 reședințe de județ din zona de frontieră a Dunării. Sesiunea de informare se va desfășura pe parcursul lunii, a început proiectul pe parcursul lunii octombrie și noiembrie. În octombrie s-au desfășurat acțiuni în Constanța, Telorman Mehedin Scălăraș, urmând ca în data de 7 să avem o acțiune la Parcul Comana, unde va fi invitată presa, cât și reprezentanții de mediu ai instituțiilor din județ, respectiv primărie, prefectură, agenția de mediu, agenție cu care și colaborăm și cunoaște astfel aspectele la care ne referim în proiect. Iar în data de 8 noiembrie, acțiunea se va desfășura în cadrul APDF Giurgiu, un exercițiu pe Dunăre cu nava de depoluare. Proiectul Managementul Comun al Riscurilor în zona de frontieră a Dunării are ca obiectiv general îmbunătățirea pregătirii pentru intervenție, prevenire eficientă, monitorizare și atenuarea efectelor dezastrelor și a consecințelor lor în lupta pentru combaterea poluării și a factorilor de mediu în zona eligibilă.